Wow. Viața cu lui. Vă prezint sedar noul Wisconsin. În aparență era un orășel ca toate celelalte din America. Cei buni, cei răi și familia Glenn. Dar un fenomen al naturii unic acționa în interiorul său. Scar, fii cu minte. Un fenomen al naturii numit familia Glenn. Era Glenn Glenn. Hei, Luisa mea, cat. Ți-am dat voie să mergi pe trotuarul meu, spune. Ben Glenn. Ben Glenn, de câte ori să-ți spun să nu-ți scoți capul pe geam? Cineva poate să ți-l tai odată. Da, ce mare păcat. Și liantul care îi lega pe membrii familiei Glenn. Jen Glenn. În orașul nostru, Jen Glenn era o legendă. Loch Ness își avea monstrul său, Boston, strangulatorul său și Cedar Knoll avea vocea lui Jen Glenn. Ai idee cât e ceasul? Uită-te la ceasul meu! Uită-te! Arată și un minut! 12 și un minut! Știi ce înseamnă? Ai întârziat! Păi eu... Azi dimineață n-am băut lapte! Știi ce am mâncat la micul dejun? Cereală uscată fără lapte! Mi-au zgâriat cerul gurii, nu mă crezi? Uită-te! Uită-te! De data asta am trecut măsura. Pariez că tipul o să-și ceară ieșirea la pensie chiar azi. Cine urmează la prânz? Nu m-am născut ieri? De ani de zile ai măsluit cântarul? Astăzi cred că e în formă. N-am mai văzut-o așa de marți. Scoate-i ambalajul, adaugă cel puțin 100 de grame. 100 de grame, m-ai auzit? Glumești? Tot statul te auzi. Ce te-a zis asta? O vrăbiuță. Știi că detest bârfa? Da, carbina mierea. N-o să crezi ce a făcut astăzi? L-a făcut să plângă pe instalator. Cine? Cine crezi? Îți dau un indiciu. N-a fost regina Angliei. A fost sirena de pe strada noastră. Bună, Dina. Da, am auzit, este nu puteai să scapi de Jen Glenn. Toată lumea din oraș vorbea numai despre ea. Cine mă bârfește? Cine mă bârfește? Să nu se mai întâmple! Era primul punct de pe agenda fiecărei întrunire a cetățenilor. Rate scandalul! Puteau găsi o sală mai mică. Pentru al nouălea an consecutiv avem propunerea 87 făcută inițial de Andy Anderson. Acum 8 ani. Nu te grăbi. De ce oare nu vrei? Ordonanța privind zgomotul interzice cetățenilor să-și ridice vocea peste 103 decibeli. Ați înțeles? Susțin decretul! Mulțumesc, Ben Glenn! Hai să votăm! Hai! Să ne ascultăm! N-avem timp! Cine este în favoarea decretului? Cine? Da! Bine! Cine-i contra? Lui Dumnezeu. Cum poți să-mi negi dreptul la exprimare verbală? Se cheamă libertatea cuvântului. Libertate! Cum îndrăznești să-mi jignești soția, bă? E foarte delicată. Se pare că opoziția e mai puternică. Se respinge, ședința se suspendă, pa! Mamă, conține inelul cu decodorul secret al justițiarului nopții. Super! Lui, știi că avem deja acasă 3 cutii de cereale. Cui pasă de cereale? Nu încerca să mă înșeli. M-ai taxat cu o conservă de ton în plus. Lui, doamna Glenn e înaintea noastră. Zau, cum a ajuns acolo? Uită-te la bon! Uită-te! Ce încerci să spui, mamă? Te ajut eu, draga mea! Vrei să... înnoți? Vrei să te duci să înnoți? Să te cheme ambulanță? Bine, ești ambulanță dacă vrei! Doamne! Tot nu înțeleg. De ce să mergem? Fiindcă eu trebuie să merg! Acum e limpede? Limpede ca noroiul.
Lui, e frumos să vizitezi un prieten bolnav? Prieten! Dacă ați fi în spital, n-ați vrea ca Jane Glenn să vă viziteze? Nu! Mă scuzați, nu știți cumva unde e... Mulțumesc! Pe aici, băieți! Fugiți! Bună, Jen! Cum te simți? Ia te uită, iubito! Familia Anderson, ce caut aici? Dacă toți suntem aici, am putea să profităm din plin! Ia o parte, tată! Îmi aduci ceva rece? Ha! Extraordinar! Jen Glenn are oaspeți! Se pare că am pierdut pariul! Ai ratat, dragă! Ai ratat! Cum se simte, domnule? Vestea bună e că n-am mai simțit bine. Vestea proastă e că are o laringită acută gravă. Nu are lac, nu-i așa? Andy? Regret, dar are. Totuși, doar un singur doctor din lume poate să o vindece. Cum aș... trăiește la Paris și... asta e în Franța, știți. Ce păcat! Hai să mergem! Operația este foarte scumpă. Să nu mai vorbim despre costul acestei călătorii. Și trebuie să ne ocupăm și de comportamentul pacientei. Bine că am o placă de metal în cap. Facem o colectă? Cecurile sau banii? Gheață se acceptă. Credeam că lucrurile se vor schimba acum când Jane Glenn ieșise din peisaj. Nu știam cât de mult. Dina, ce dimineață minunată! Ce-ar fi să-ți dau jos din pod beculețele pentru Crăciun după amiază? Fără vocea stridentă a lui Jane Glenn, răsunând prin oraș, oamenii păreau fericiți, veseli, entuziaști. Am impresia că ai uitat să-mi taxez acest grapefruit. Vă rog, doamne Grunel, dar vi-l dăruiesc. Ce vreme frumoasă avem! Grozavă! Ce-ți fac sinusurile? Curate ca cristalul, drăguț că-n trebi. No, tu ești foarte amabil. Ba tu! Mi se face simla. Era într-adevăr cumplit. Ca și cum toți locuitorii din sedarul intraseră într-o transă ciudată. Toți deveniseră foarte plicticoși. 101! 101! Altcineva! Doamnelor și domnilor, avem vești foarte, foarte proaste. USA This Week a publicat lista anuală a celor mai plicticoase orașe din țara noastră. Orașul cunoscut până acum sub numele de Cedar Knoll deține primele 8 poziții. Ce vom face să remediem asta? Am putea să le scriem o scrisoare urâtă. Sunt de acord cu o scrisoare urâtă. Dar nu prea urâtă. Nu, categoric nu prea urâtă. Poate doar o scrisoare de mulțumire că ne-au inclus pe lista lor. Se petrecea ceva ciudat. Dar până să înțeleg exact ce... Lui? Răspunde, te rog. Lucrurile s-au răutățit. Bună, Lufa. Ce-mi cauți aici? Lui, nu fi nepoliticos, invită-l pe Glenn Glenn înăuntru. În casa noastră? Andy, Tommy, Glenn Glenn e aici. Cinează cu lui. Veni la spital și Glenn e singur. Grozav! Sper că-ți plac aripile de pui, fiindcă sunt destule aici. Nu vă faceți probleme, domnule Anderson. Sunt vegetarian. Nu ești. Mănânci hârși de friptură în fiecare zi la prânz. Săptămâna trecută ai furat friptura de curcan de la 3 colegi. Ce scârbos! Ce e asta? Doamna Anderson, v-ați întrecut pe dumneavoastră. Mulțumesc, Glenn. Ce plăcut e când cineva îți apreciază mâncarea. Mă mir că n-ați deschis un restaurant. Vă mai pot deranja cu încă o porție, cumva? Vai, dar nu-i niciun deranj. Hai! Lui, ne faci de râs în fața oaspetelui nostru? Știi, Jen mi-a dat rețeta. A făcut minuni cu o conservă de tort și cu niște... Mi-e dor de mămica mea! Dar ce bine că are un prieten ca lui! Poți să-mi dai un prosop? Mi-a udat luarcă umărul. Da, poți tu stârnește un val de compasiune, un tsunami de simpatie. Da.
După această seară, relația mea cu Glenn a luat o turnură ciudată. Hei, lui, vine aici. Mulțumesc, Glenn. Rău. Cum îți place, amice? E destul de sus? Hei, spune, vremea e sus? E foarte bine așa, Glenn. Vrei să-ți aduc ceva rece să bei? Niște apă minerală? Hei, lui, unde ți-e noul prieten? Drăguț. Salut, amice! Te-am adus ceva! Regret, Glenn, nu mai e loc la masă. Trădătorilor. Salut! Nu te-am mai văzut din recreația a treia. Ți-a fost dor de mine? Ce e asta? Fotografia mea. Întoarce-o. Nu. Haide, citește. Dragă Lu, prieten pe veci, semnează Marele G. Eu sunt Marele G. Poți fi Micul G dacă vrei. Nu vreau să fiu niciun G. Acum dă-mi și mie poza ta. Regret, Mare G, dar n-am niciuna. Nici o problemă. Nici o problemă? Poate pentru el, dar pentru mine era o mare problemă. Nu puteam să scap de el. Chipul lui Glenn era ultimul pe care îl vedeam în fiecare seară și primul pe care îl vedeam în fiecare dimineață. Gata de drum? Ți-am uns lanțul, ți-am strâns frâinele și ți-am umflat roțile. Glenn, nu te supăra, dar de ce te porți așa ciudat? De ce vrei să spui? Nu mă mai iei peste picior? Nu mai râzi de numele meu? Lu Beniță? Lunatic? Ții minte? N-aș mai face asta. Nu mai vrei să-mi tragi o bătaie? Să-mi tragi vreo două scatoalce peste cap? Aș putea să te rănesc la cap. Ce ai zice de niște șuturi? Niște jurături? O bătaie ca lumea. Suntem prieteni, ai uitat? Marele G și Micul G. Prieteni, nu bătăuși. Să mergem la ascunzătoarea noastră secretă. Nu avem o ascunzătoare secretă. Ne găsim noi una. Ce-ar fi să ne întrecem până la ascunzătoarea secretă? Te las să pleci primul. Pe locuri, fiți gata, start! Mamă, ceva nu e în ordine. Mie-mi spui? Am pus 3 pachete de drojdie și aluatul de pâine tot nu crește. E foarte ciudat. Mamă! Aluatul e ultima mea grijă. E vorba de toți cetățenii. Parcă n-ar mai fi ei înșiși. Lui, dacă nu mai sunt ei înșiși, cine crezi că sunt? Uită-te în jur. De când doamna Glenn s-a îmbolnăvit, a nebunit tot orașul. Ce înțelegi prin nebunie? Fii atentă. Tată, am 12 ore libere. Povestește-mi despre război. Ce război? Ți-am dat definiția. Vorbește-mi, dragă. Haide, poți. Spune-mi că mă iubești, te rog. Ajunge deocamdată. Am venit să vorbesc în numele unei membre a comunității noastre care nu poate vorbi. Nu, vorbește despre... Jen Glenn. Acum Jen Glenn are nevoie de noi și noi de ea. Vreți să auziți planul meu? Iată-l. Strângem bani pentru operația lui Jen Glenn, dând o petrecere în cartier. Da, o petrecere. Sigur, judecați un tip fiindcă e entuziasmat. Gândiți-vă, organizăm standuri, jocuri de carnaval, mai multă mâncare, mai multă decât puteți înghiți. Deci, spuneți, sunteți de acord? Nu! Oameni buni, cuvintele, Cedar Knoll, cum știm cu toții, înseamnă compasiune. În ce limbă? În suoli? Nu uitați, Jen Glenn are multe calități ascunse. Spune una! Bine, Earl, ții minte când ți-a ars garajul și alarma de incendiu nu ți-a mers? Jen Glenn a deschis fereastra și a țipat. Arde la Grunwald și pompierii au venit imediat. Da, ne-a salvat casa. Ei, și? Da, tu ții minte când ți-ai pierdut câinele și nu l-a găsit nimeni, până când Jen Glenn a scos țipătul acela ascuțit pe care doar câinii l-au aud și ți l-a adus acasă. Hai, tată, ridică-te. Pune ceva. Mama are nevoie de tine. Bine, oameni buni, până și soacră m-a sprijinit mai mult decât o faceți voi.
Știu ce minunate au fost aceste ultime zile, dar Sădârnal, adică orașul zâmbetului, e ca un batalion. Și un batalion are grijă de fiecare soldat, chiar dacă acel soldat e o pacoste. Andy? Da, a fost ideea ta, să ajutăm un camarad căzut la datorie. După ce își va reveni, voi fi primul care va propune să o transferăm de aici. În ciuda cuvântărilor însufletitoare ale mamei și ale tatei, petrecerea a fost un eșec. Parcă locuitorii din Sădârnal uitaseră să se distreze. Lipsea ceva. Pot să plec, Eridicul. Apoi Goldilocks s-a dus în bucătărie, unde a găsit trei castoane cu terci. Cine a scris asta? Ah, urăsc terciul. Hei, ce faci? Treci cu ochiul? Cred că e timpul să o încasezi. Glen, Glen, nu-mi vine să cred. Ai revenit la normal. De ce mă strigi? Bună, micule G, mergem să mâncăm o gogoașă? Fac cinste. Atunci mi-am dat seama. Iuhu! Veniți la petrecere! Am înțeles ce ne lipsea tuturor. Jen Glen, mai exact, vocea ei. Goldilocks, cine își botează copiii Goldilocks? Ah, nu e de mirare că a ajuns o infractoare. Părinții ei erau anormali, ar fi trebuit închiși. Nu, s-a vindecat. Spuneau că e incurabilă. Au fost odată trei purcei. Ce? Doar trei? Pe cine păcălesc ei? Sunt porci peste tot, ca în orașul nostru. Familiile Anderson, Jensen, Grunwald. Uite, cine vorbește? Oh, alea sunt prăjituri cu mere? Porci, dar sunt niște Glen, porci. Glen, a fost prima persoană pe care am întâlnit-o aici în Sădârnal. Eram gata să plecăm din oraș în ziua aceea. Părerea mea e că prostul acela de purcel a meritat să-i se dărâme casa. Doar un neisprăvit își face o casă din paie. Bine, de ajuns! Veniți, aliniați-vă! Ochiți cât mai bine! Aici! Am spus cum... Eu am fost primul! Dă-te la o parte, sclivisitule! Nu, eu am fost primul! Eu am fost... Aura, prăjiturile astea sunt fabuloase! Mi-aduc aminte de picnicul organizat în anul în care Jen Glen s-a câștigat concursul de aruncare a buștenilor. Ții minte grătarul de anul trecut? Jen Glen a devorat nu unul, nu doi, ci trei pui întregi ea singură. Ai dreptate, n-am văzut așa masacru nici pe câmpul de luptă. Tu vorbești, Henderson? Te-am văzut devorând trei porții de mâncare fără să-ți folosești mâinile. Măcar bătrâna Jen te ținea mereu în alertă. Bravo! Drept la țintă! Vine ochiți, sclivisitule! Doborât ținta! Eu am doborât-o! Inutil să vă spun că petrecerea din cartier a avut succesul scontat. Uite, vine doctorul! Toți îi țineau pumnii și sperau că operația va reuși. Mă rog, aproape toți. Ce păcat! N-a reușit! Păi nu mă mir că n-am putut vorbi! Ai văzut ce strâns era bandajul? Uite! Uite! Cânti ca o pasăre! Bun venit acasă! Poftim! Sper că ești fericit acum! Unii locuitori ai orașului încă sărbătoresc. Un orășel e ca o roată de bicicletă bine reglată. Nu se învârtește cum trebuie dacă nu are toate spițele. Hei, ți-am dat voie să mergi pe trotuarul meu, lubeniță? Așadar, Sădârnal și-a recăpătat în sfârșit toate spițele. Vedeam cum tot orașul se învârtea din nou ca o roată, de parcă niciodată nu se oprise. Glen, Glen, de câte ori să-ți spun? Nu-i mai atârna în pom, le faci rău! Uită-te la cracă, nu suportă greutatea copilului, uită-te!